Să ținem ochii deschiși și în continuare și după ce terminăm, mai ne ridicăm și mai venim o dată înaintea Domnului și ne rugăm. În partea aceasta am văzut lucrurile minunate, frumoase pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Suntem ce suntem în virtutea Harului Său. Însă, haideți să ținem minte un lucru. Fiecare dintre noi, dar nu mai la ce vârstă am venit înaintea Domnului, ca să rugăm să ne accepte ca fii și fiice în familia Lui. Noi toți am venit ca și copii. De aceea zice Sfânta Scriptură că suntem copii. Unii am venit la 20 de ani, unii am venit la 50 de ani, unii am venit la 70 de ani. Am botezat o dată o soră care avea 79 de ani. Și după aceea a stat de vorbă cu unul din prietenele ei care a venit la biserică să o vadă când s-a botezat și a zis, zice, atâta timp ai trăit pe pământul acesta și nu te-ai gândit să faci lucrul ăsta. Și ea zice, eu astăzi m-am născut. Așa a înțeles ea. A făcut un început nou. Noi toți am venit în familia lui Dumnezeu, ne-a acceptat ca și copii. Însă, ca și părinți, noi vrem ca copiii noștri să se dezvolte, să se maturizeze. Și aici devine procesul, problemele, confruntările, necazurile. Haideți să privim la a doua parte. Având certitudinea că în Hristos Dumnezeu e Cel care ne-a ales, că ne-a ales dinainte de întemeierea lumii și asta ne spune cât de mult Dumnezeu ne iubește, că ne-a decretat, ne-a ales să fim sfinți și să fim fără prihană. Și mai mult decât atât, ne-a înfiat în familia Lui. Suntem ai Lui. Acum, dacă suntem ai Lui, Dumnezeu vrea să ne dezvoltăm, să creștem. Noi toți ne zbatem să creștem copiii noștri. Și haideți să privim la modul cum Dumnezeu ne crește. Mi-aduc aminte când am avut copiii mici, unii au fost buni și dormeau toată noaptea. Unii n-au fost buni deloc la dormit. Și făceam cu rândul, când soția mea, câte o oră sau două. Toată noaptea ne schimbam. Și am avut unul dintre ei care, whatever, n-a fost bun deloc noaptea. O puneam pe pernă și legănam perna pe picioare. Și la un moment dat era liniște și zic, oh, acum adorm. Și când nu mai mișcam picioarele, auzeam, invers perna. Ei, să știți că asta a durat vreo 2 ani. Noi trecem printr-un proces de genul acesta în creșterea noastră, în dezvoltarea noastră. Însă îi iubim pentru că sunt ai noștri. Așa ne iubește Dumnezeu. El ne iubește și ne-a făcut parte de toate binecuvântările acestea pentru că eram ai Lui dinainte de întemeierea lumii și în timp Iisus Hristos ne-a mântuit și am devenit realmente familia lui Dumnezeu în timp. Acum, ca și copii în familia lui Dumnezeu, haideți să mai citim un verset. Pentru aceasta dăm câteva pagini înapoi la Roman, capitolul 8 și citim versetul 28. Noi, în general, în bisericile românești ne ferim de alegeri și predestinație, dar auziți ce zice Biblia aici. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Chemarea noastră de către Dumnezeu este în conformitate cu planul pe care El l-a făcut. Este un sens în virtutea căreia noi n-am venit la El și nu L-am chemat pentru că L-am iubit, ci Dumnezeu a venit la noi pentru că ne-a chemat.
ca să fim ai Lui, să fim sfinți, să fim fără prihană, să fim înfiați în familia Lui. Și auziți ce zice Sfânta Scriptură aici, că fiind o parte din familia Lui Dumnezeu, în dezvoltarea noastră ca și fii și fiice ale Lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere un lucru. Am fost chemați după planul Lui Dumnezeu și că toate lucrurile cu care noi suntem confruntați în viață pe pământul acesta, ca fii și fiice ale Lui Dumnezeu, lucrează împreună spre binele nostru. Am citit la început în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 20, ca să trăim o viață plenară, binecuvântată, o viață fericită, o viață în care să ne bucurăm întotdeauna, trebuie să acceptăm planul Lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Și uneori lucrurile merg smooth și frumos și ne place, însă alte ori merg greu și uneori nu merg deloc. În ciuda acestui fapt, Sfânta Scriptură ne spune că noi trebuie să mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Acum, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Însă, faptul că îl iubim pune o responsabilitate pe umerii noștri. Când suntem confruntați cu probleme, cu dificultăți în viață, când suferim, când trebuie să mergem la doctor, când trebuie să ai o operație. În împrejurări de genul acesta, noi mergem și strigăm la Dumnezeu și îi spunem: Doamne, vindecă-mă, binecuvintează doctorul, binecuvintează nursul, binecuvintează pe ăștia care are grijă de mine. Însă, primul pas pe care ar trebui să-l facem, ar trebui să mergem înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, vreau să-ți mulțumesc că m-ai adus până aici. Pentru că dacă niciun fir de păr din capul meu nu pică fără știrea ta, atunci nici operația pe care o fac, nici piciorul care s-a rupt într-un accident de mașină sau nu știu unde, nu e fără știrea ta. Și dacă așa stau lucrurile, chiar dacă este dureros pentru mine, vreau să-ți mulțumesc. Zice: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. În 1 Tesaloniceni, la capitolul 5, Sfânta Scriptură zice: bucurați-vă întotdeauna. Și iarăși zic, bucurați-vă. Mulțumim noi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, știind că viața noastră pe pământul acesta este sub ochiul permanent al lui Dumnezeu, 24 de ore din 24. Suntem sub supravegherea lui Dumnezeu. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru și spre slava Lui. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel, binecuvântat peste măsură, de nedescris, răpit până la al treilea cer, scaunul de reședință al lui Dumnezeu. Vine de acolo, după strălucirea pe care a avut-o pe drumul Damascului și cu ce a văzut acolo, Dumnezeu a zis: acum trebuie să te introduc în școala mea. Și vine de acolo și se pare că avea o boală la ochi. A rămas cu ea de când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Și nu-i prea frumos când îți curge ceva din ochi. Nici el nu s-a simțit bine. De aceea zice la un moment dat, zice: voi m-ați primit ca un înger, erați gata să-mi dați până și ochii voștri. El a știut că are ceva la ochi. Însă n-a înțeles de ce are. Și ce a făcut? S-a rugat Domnului să-l vindece. Păi el a vindecat pe mulți. A înviat unul care a murit. A căzut de la al treilea, a căzut mort. S-a rugat Domnului să-l facă bine. O dată, de două ori, de trei ori. Și Dumnezeu nu-i răspunde. Domnul Iisus nu-i răspunde. Însă a treia oară vine la el și zice: auzi, Pavel, te-ai rugat de atâtea ori. Da, vreau să spun ceva. Harul meu ți-e de ajuns. Când el a înțeles că suferința aceasta, boala aceasta, era o parte a harului lui Dumnezeu pentru el, a zis, zice: mă simt mai bine așa. În slăbiciuni
sunt tare. Pentru că am înțeles că Dumnezeu m-a introdus în școala aceasta ca să învăț să accept voia Lui și planul Lui în viața mea, sub toate aspectele. Și zice el, am fost în situații când am crezut că murim, am fost în situații când am mâncat și ne-am săturat, însă au fost și zile când n-am avut ce să mâncăm. Și în toate acestea, zice el, am dat slavă lui Dumnezeu și i-am mulțumit lui Dumnezeu. În umblarea noastră pe pământul acesta, în virtutea faptului, sau mai bine zis, în ciuda faptului, că Dumnezeu ne-a făcut de parte de toate binecuvântările de care am vorbit înainte, suntem confruntați și cu necazuri, și cu dureri. Avem dureri uneori din pricina copiilor, copiii au dureri din pricina părinților, uneori suferim, uneori ne îmbolnăvim, uneori nu știm ce să facem. Însă, haideți să nu uităm un lucru. Dumnezeu n-a renunțat și nu renunță niciodată la noi. Planul pe care îl are cu privire la noi îl duce la îndeplinire. Noi trebuie să acceptăm planul acesta, designul acesta al lui Dumnezeu în viețile noastre, în fiecare zi. Haideți să citim doar două sau trei versete în sensul acesta. 1 Corinteni, capitolul 10. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Auziți ce zice Sfânta Scriptură aici? Sunt multe versete, numai să vă provoc să citiți mai mult acasă. Auziți ce zice? 1 Corinteni 10 cu 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Înțelegem noi ce zice Sfânta Scriptură aici? Mai, în primul rând, ispită însemnează test, încercare. Acesta este cuvântul cu privire la credincioși aici. Zice că nu v-a ajuns nicio încercare, nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Înainte de a încheia versetul acesta, haideți să mai citim unul din 1 Petru, capitolul 1. 1 Petru, capitolul 1, versetul 6. Aici cuvântul Domnului ne spune așa. Și Petru a trecut prin împrejurări de genul acesta. Auziți ce zice el? Vorbește despre mântuirea lui Dumnezeu. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, și subliniați bine în mintea dumneavoastră și în Biblie, cuvintele acestea două, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Auziți? Suntem copiii lui Dumnezeu dinainte de veșnicii. A devenit realitate în viața mea când am auzit mesajul Evangheliei și l-am crezut. Și am fost foarte mândru că am crezut și că am venit la Dumnezeu. Și când am început să citesc Sfânta Scriptură, am înțeles că Biblia zice ceva cu totul diferit decât am crezut eu. Biblia zice că nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage tatăl meu. Și am zis, păi cum, că eu am venit la el. Dar după aceea citesc versetul din nou și zice, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage tatăl meu. Și am zis, dar cine sunt eu să debate cu Domnul Iisus? Sunt cuvintele lui. Asta însemnează că eu am venit la el pentru că el m-a atras. El a fost magnetul care m-a atras la el. N-a fost Filip Dinca. Niciunul dintre noi n-am venit că am vrut. Dumnezeu ne-a atras. Însă Dumnezeu n-a desființat voința noastră. Pentru că Domnul Iisus după aceea vine și zice, pe cel ce vine la mine, înseamnă că avem un aport, pe cel ce vine la mine nu-l voi duce afară. Dumnezeu ne-a atras, noi am venit și Hristos ne-a primit. Acum, pentru că suntem în școala Lui, pentru că El își îndeplinește planul acesta cu privire la noi, în umblarea noastră pe pământul acesta suntem încercați. Oricum am dat-o. Și știți ce zice Sfânta Scriptură despre încercările acestea? Măcar că acum, dacă trebuie, sunt o necesitate în viața mea. Încercarea vine din partea lui Dumnezeu sau
este permisă de Dumnezeu. Zice Biblia că Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Cuvântul încercare acolo e ispită. Însă însemnează test, încercare. Îl încerc să văd cine este. Asta zice Apostolul Pavel aici. Nu v-a ajuns nicio încercare care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Păi asta înseamnă că oricare ar fi încercarea cu care eu sunt confruntat în viață, este sub controlul lui Dumnezeu. Oricât de mare și de dificilă mi s-ar părea, ea nu este mai mare decât puterea care este în noi prin prezența Duhului Sfânt și prin prezența Domnului Iisus Hristos. Lui i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Asta însemnează că oricât de dificil ar fi durerea mea, oricât de grea ar fi încercarea cu care sunt confruntat, eu trebuie să trec prin ea pentru că Dumnezeu are un scop cu aceasta. Dumnezeu vrea să mă facă să mă asemăn mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu nu mă testează, nu mă încearcă mai presus de puterile mele. Însă când Dumnezeu mă încearcă, zice că împreună cu încercarea a pregătit și mijlocul de ieșit din ea. Asta însemnează că ochii mei ar trebui să fie nu la încercare, ci la modul în care Dumnezeu mă scoate din încercare. Dacă așa stau lucrurile, însemnează că în încercare eu trebuie să zic, Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai adus la punctul acesta. Nu știu dacă încercarea aceasta vine de la tine sau dacă e permisă de tine, dar știu că nu este mai mare decât puterea care lucrează în mine. Și știu că ai pregătit o cale să ies din ea. Vreau să-ți mulțumesc pentru lucrul acesta. El a promis că mă scoate din ea. Rugăciunea mea ar trebui stopată acolo. Nu mai mă duc să zic, Doamne, scoate-mă afară. El a promis că deja mă scoate. A pregătit lucrul acesta. E, dacă așa stau lucrurile, atunci eu mă duc înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, îți mulțumesc. Ia gândiți-vă, de câte ori am mers înaintea lui Dumnezeu să zicem, Doamne, îți mulțumesc pentru încercarea aceasta? Să zicem, avem un copil care nu ne ascultă, avem un copil care nu și-a dat viața Domnului. Păi știm cine suntem noi și știm că nimeni nu vine la el decât dacă îl atrage tatăl și știind că pe cel ce vine la el, el nu îl zgonește afară, știind că încercarea aceasta vine de la Dumnezeu sau este permisă de Dumnezeu, asta însemnează că Dumnezeu are un scop cu ea. Și eu merg înaintea Domnului și spun, Doamne, mă rog de atâtea ani pentru fiul meu și pentru fiica mea și încă n-au venit la tine. Păi știți ce înseamnă asta? Dumnezeu zice, îți dau privilegiul ca să te rogi mai mult. Să mulțumești mai mult că ți-am dat un motiv pentru care să te rogi. Viața creștină este o viață de rugăciune. Suntem mântuiți prin har, suntem mântuiți prin credință, însă trăim în relația noastră cu Dumnezeu bazați pe rugăciunea pe care El ne-a chemat să o facem și zice, rugați-vă întotdeauna. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. De ce? Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. E voia lui Dumnezeu cu privire la mine să-i mulțumesc pentru toate lucrurile. Mulțumindu-i lui Dumnezeu, automat dăm la o parte modul de a ne plânge înaintea lui Dumnezeu. Și de a zice, Doamne, de ce eu? Tu știi că eu mă duc la biserică, știi că predic, știi că mă rog, știi că eu cânt, știi că fac asta și fac asta. De ce tocmai mie? Păi știți, când suntem confruntați cu probleme de genul acesta, este o indicație sigură că suntem pe drumul cel bun. Că Dumnezeu vrea să ne apropiem mai mult de El. Și că încercările acestea, după cum zice Sfânta Scriptură, lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Nici o încercare nu vine în viața mea fără să fie de la Dumnezeu sau permisă de Dumnezeu. În amândouă cazurile însemnează că Dumnezeu este în control și Dumnezeu îmi oferă posibilitatea să mă duc la El și să mă rog. Să-i mulțumesc pentru încercarea cu care sunt confruntat. Am fost odată la spital, cu aceasta o să încheiem și ne rugăm. Am fost odată la spital la o soră care avea terminal illness. Și am vorbit cu doctorul înainte de a mă duce la ea. Și doctorul mi-a zis, zice, dacă mai stai 20 de minute, half an hour, she will be gone.
Și am intrat frumos în cameră și m-am așezat jos pe canapea. Și ea era acolo și la un moment dat am auzit-o vorbind. M-am întrebat cu cine vorbește, zic, poate că aiurează. Însă femeia vorbea și vorbea lucruri sănătoase. Am înțeles după aceea că ea s-a rugat cumva și a înțeles că Dumnezeu vrea ceva. Și ea a zis, zice, da, dar vreau acum. Oarevă ce a urmat după aceea, după o pauză scurtă, zice, mă doare. Și când a zis, mă, zic, cam știe ce vrea. Nu e chiar așa. Și după aceea zice, bine, dacă tu zici că trebuie să mai stau, mai stau, dar să știi că mă doare foarte tare. Dar dacă tu zici că trebuie să mai stau, mai stau. Și s-a oprit. Am stat liniștit acolo și m-am uitat și am observat cum încet, încet respira mai rar și mai rar și mai rar. Am înțeles că, de fapt, ea se ruga. Ar fi vrut să plece. Dar a zis, trebuie să mai stai puțin. Păi ce mă doare tare? Dacă tu zici să mai stau, mai stau. Am stat și m-am gândit, Doamne, cât de grea trebuie să fie suferința? Și cât de greu a fost pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, în grădina Ghețiman, când a zis, depărtează paharul acesta de la mine. Dar dacă vrei să-l beau, îl beau. Pentru aceasta am venit. Știind că suntem chemați de Dumnezeu și că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, haideți să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Sunt lucruri pe care uneori pentru care ne rugăm înaintea lui Dumnezeu în biserică, însă sunt lucruri mai personale pentru care ne rugăm în casele noastre. Nu vă temeți de asta. Când trecem prin încercări de genul acesta, e o indicație clară că suntem pe drumul pe care ne vrea Dumnezeu și că Dumnezeu ne cheamă la părtășie cu El, să stăm mai mult în prezența Lui, înaintea Lui. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. În rugăciuni scurte. Slavă Ție, Doamne! Amin. 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 Te rugăm, Doamne. Amin. 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 Slavă Ție. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Slavă ție, Doamne. Slavă ție, Doamne. Amin. Amin. Slavă ție, Doamne. Amin. Amin. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și slăvim numele Tău pentru că ești bun și pentru că îndurarea Ta ține în veac. Mulțumim în seara aceasta pentru că în Hristos ne-ai ales. Mulțumim că ne-ai ales dinainte de întemeierea lumii. Mulțumim că ne-ai ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Ta. După ce în dragostea Ta ne-ai rânduit ca să fim înfiați prin Iisus Hristos în familia Ta. Doamne, mulțumim pentru aceste binecuvântări de care ne bucurăm în Hristos. Te rugăm în seara aceasta, în numele Lui, sfințește viețile noastre. Ajută-ne pe noi înșine să ne sfințim înaintea Ta, pentru ca lumea în care trăim să vadă lumina Evangheliei strălucind în viețile noastre. Mulțumim pentru că ne-ai chemat. Mulțumim pentru că în umblarea noastră pe pământul acesta ai rânduit pentru noi anumite teste. Mulțumim că uneori ne treci prin încercări. Mulțumim că încercările nu sunt peste puterile noastre. Și mulțumim că împreună cu El ai pregătit și mijlocul de ieșire din ele. Doamne, Te rugăm în sensul acesta, ascultă rugăciunile noastre. Îndură-Te de copiii noștri. Îndură-Te, Te rugăm, de nepoții noștri. Te rugăm pentru rudele noastre, pentru cei care sunt aici și pentru cei care sunt departe. Doamne, pentru lauda slavei numelui Tău, mântuiește-i. Și noi îți mulțumim că ne-ai binecuvântat cu darul de a ne ruga și de a chema numele Tău pentru slava Ta și pentru binele lor și al nostru.
Te rugăm în seara aceasta pentru cei care sunt bolnavi. Te rugăm pentru fratele Levi, te rugăm pentru sora Cathy, te rugăm pentru Carol, pentru John. Doamne, pentru numele Tău, te rugăm ca să-i vindeci. Iar lor te rugăm să le dai tăria și puterea necesară să fie mulțumitor pentru toate lucrurile, știind că toate lucrează împreună spre binele celor ce te iubesc pe tine. Mulțumim pentru dragostea care ai pus-o în viețile lor pentru tine și te lăudăm pentru că o vei duce până la capăt, nu pentru că noi merităm, ci pentru că Tu ești bun și că îndurarea Ta ține în veac. Pentru tot harul Tău și pentru toată bunătatea Ta, ne închinăm înaintea Ta și slăvim numele Tău, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Ocupați loc, cântăm o cântare și luăm o colectă. Fratele Ieremia. Cântarea 234 din Aleluia. 234 Aleluia. El n-a promis doar cerul senin, nici flori pe care fără pelin, n-a promis soare fără de nori, nici bucurie fără nevoie. 234 Aleluia. El n-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale fără pelin, n-a promis soare fără de ploi, nici bucuria fără nevoi. Dar ne-a promis din puterea Sa pe drum lumină că ne va da al Său bogat har în încercări și mângâierea în întristări. El n-a promis că fără dureri, fără ispite, fără poveri, și nici n-a spus El că vom avea cruci mai ușoare decât a Sa. Dar ne-a promis din puterea Sa pe drum lumină că ne va da al Său bogat har în încercări.